Domnule Peniu, Cupa Micilor Campioni MV Petrom, prima ediție s-a încheiat, o competiție foarte importantă pentru micuți. Da, o competiție reușită. Am văzut cu toții entuziasmul cu care au participat copiii. Pentru foarte mulți dintre ei este primul turneu la care participă. De acum încolo au tot viitorul în față. Ne bucurăm că au participat din județ mai multe echipe. Am fi vrut să participe toată mișcarea fotbalistică. Din păcate nu s-a putut, a fost prea scurt, dar pe viitor poate îi convinge că toți copiii din Constanța și din județul Constanța merită acest prim pas pe care îl fac în fotbal. Este păcat de bucuria lor să nu le creăm posibilitatea să se întreacă într-o competiție în care sunt cei mai buni copii din județul Constanța. Farul și OMV Petrom au organizat această primă ediție în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța, iar acest lucru este unul benefic pentru cei care vor să devină viitori fotbaliști. Este primul pas, primul pas al lor. Îi încântă competiția, îi încântă întrecerea și noi trebuie să facem tot ce ține de noi ca să le creștem această dorință de a se întrece prin fotbal. Fotbalul e fotbal.